Avocatul poporului a transmis astăzi că a luat act de solicitarea trimisă de Klaus Iohannis cu privire la atacarea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență prin care guvernul a adoptat rectificarea bugetară fără avizul CSAT. Avocatul poporului a dispus identificarea și studierea jurisprudenței Curții Constituționale a României referitoare la eventualele implicații constituționale ale adoptării unor acte normative în absența avizului consultativ în general, respectiv a avizului consultativ al CSAT în special, a informat avocatul poporului printr-un comunicat. Avocatul poporului mai arată că va fi analizată și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Jurisprudența instituțiilor sus amintite este analizată și cu privire la posibila existența unui conflict juridic de natură constituțională între președinte și guvern. De asemenea, sunt examinate atât legea numărul 415 din 2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cât și alte reglementări aplicabile în materie. A mai precizat avocatul poporului. În paralel, Victor Ciorbea a anunțat că așteaptă argumentarea pe baza căreia a fost făcută solicitarea către instituția Avocatul Poporului. El, președintele României, Klaus Iohannis, a criticat adoptarea de către guvern a unei ordonanțe de urgență pentru rectificarea bugetară fără avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a solicitat avocatului poporului să atace respectiva ordonanță la Curtea Constituțională. Este inadmisibilă această abordare a executivului în condițiile în care avizul CSAT este obligatoriu atunci când sunt afectate bugetele instituțiilor din domeniul securității naționale, a precizat administrația prezidențială într-un comunicat. Președintele nu a fost de acord cu reducerea bugetului serviciilor de informații care activează în zona securității naționale și a intrat în contradicție cu membrii guvernului care au susținut aceste tăieri de fonduri. De exemplu, Serviciul Român de Informații a rămas în urma rectificării cu un buget mai mic cu 113 milioane de lei.